Mesajul de astăzi este: de ce finalul lumii va fi prin ardere? De ce finalul lumii va fi prin ardere? Mulți se uită în Biblie și zic: domnule, Dumnezeu e un Dumnezeu crud. Și știți cine zice lucrul ăsta? Diavolul. Diavolul zice lucrul ăsta. Dumnezeu e un Dumnezeu crud. Dumnezeul vostru e un Dumnezeu rău. Dumnezeul vostru este un Dumnezeu care ucide copii. Uită-te în Vechiul Testament ce a făcut. Dumnezeul vostru este un Dumnezeu care iau, te-a adus molime. Dumnezeul vostru e un Dumnezeu sadic pentru că iau, te-a adus potopul. Însă potopul a fost o nouă șansă pentru pământ, oameni buni. A fost o nouă șansă pentru pentru pământul acesta. Vă spuneam că și v-am mai dat argumentul acesta. Dacă tu te îmbolnăvești, Doamne ferește, de oală, de cancer, dau exemplu, sunt oameni care se luptă în momentul acesta chiar din comunitatea noastră cu cancerul și Dumnezeu să-i ajute, să-i binecuvinteze și să le dea viață și diavolul și boala să nu le fure nicio zi. Amin? Câte zile au să le trăiască pe toate. Ne rugăm pentru Luminița, ne rugăm pentru Claudia, ne rugăm pentru Alin, da, un tânăr de la noi, de la biserică, care are niște ganglioni și care va merge să elimine și numele lui Iisus Hristos să elimine definitiv și trupul lui să fie curat și sănătos. De asemenea, pentru Luminița continuăm să ne rugăm, care ne urmărește și spune: Toni, de fiecare dată când mă pomenești acolo în față, îmi dau lacrimile. Luminița, fii tare în Domnul. Amin? Domnul te-a ținut în viață până acum pentru copiii și soțul tău. Haleluia, și te va ține în continuare. Claudiei deja îi crește părul. Aleluia. Zice: frate Toni, când ai predicat de Samson că îi creștea părul, eu mă simțeam Samson. Și mie a început să-mi crească părul, da? Deja nu mai poartă baticuți, îi crește părul din nou și iată, Domnul a scăpat-o. A doua oară când învinge cancerul. Glorificat să fie Dumnezeu și mare este Domnul nostru. Și o vedeți pe Claudia plimbându-și nepoatele pe aici prin biserică și stând în față, în fața voastră ca o mărturie că Domnul învinge cancerul. Amin? Glorie lui Iisus Hristos. Dacă ai cancer, da, această boală necruțătoare, normal că faci totul, chimioterapie, radioterapie, iei tot felul de medicamente ca să ucizi aceste celule nocive din tine. Avem Dumnezeu care a creat pământul și când a văzut că, zice, toate gândurile din inima omului erau în fiecare zi îndreptate numai spre rău. Oamenii erau dedați curviei, oamenii erau dedați violurilor, abuzurilor sexuale, existau tot felul de abuzuri și o corupție incredibilă pentru că oamenii în fiecare zi erau chitiți să-și facă rău. Cum să lase Dumnezeu un astfel de pământ să se înmulțească și să se ajungă la o junglă? Nu, Dumnezeu a trebuit să curățească. Și prima oară a făcut-o prin apă pentru că Dumnezeu voia cursivitate, voia să mai dea acestui pământ și iată, ne-a mai dat câteva mii de ani, că nu sunt mulți ani de atunci, câteva mii de ani, da? Câteva mii de ani. Au trecut repede, iată-ne aici, în anul 6000 de la creație. Glorificat să fie Dumnezeu. Deja intrăm în a șaptea mie în care nădăjduim că Domnul Iisus va veni să-și ia biserica. Amin? Nădăjduim și ne rugăm pentru asta. Maranata, Domnul vine. Amin? Doar cei care au Duhul lui Hristos pot spune asta. Glorificat să fie Domnul. De ce? De ce finalul lumii va fi prin ardere? Pentru că lumea arde pentru mândrie. Vedeți, oamenii fac tot posibilul și umblă unde nu trebuie. Umblă unde nu trebuie. Am mers odată la Mercedes să-mi schimb... De fapt, când dădeam maxim de volan în dreapta, când luam viraj maxim dreapta cu spatele, simțeam că troncă-ne ceva la o roată. M-am dus la service, la reprezentanță și le-am zis: domnule, îmi troncă-ne ceva când iau de viraj. A, planetara. Cât? 56 de milioane. Zic: super, aveți? Dăm comandă, o schimbăm. Nicio problemă, super. O schimb. Ies din servis, eu mulțumit că mi-am făcut treaba. Dau maxim de volan dreapta, iar tronc, tronc, tronc. Mă duc la ei. Păi, ce ați făcut? A, stați, domnule, că era de la cauciucuri. Aveți cauciucuri de iarnă? Da. Păi s-a uscat afară și reacționează altfel. Și zic: păi și cu planetarea de 56, ei, las că e nouă. Păi las că e nou, ce, te supăr o planetară? Nu, schimbu și pe aia, știi? Schimbu și pe a doua să le am pe amândouă. Voi vă dați seama. Deci eu trebuia să-mi zică: băi, uite, prima, ei știau asta.
A, știam că s-a mai întâmplat și la alții. Băi, prima, hai să o luăm cu prima cauză. Prima cauză, domnule, ce cauciucuri ai? E-s de iarnă, da? E primăvară. Schimbă cauciucurile și vedem dacă troncă. După aia trecem la tăiatul membrului, știi? Ei, așa sunt oamenii acum cu încălzirea globală. Încălzirea asta globală, care se întâmplă și care o să se acutizeze, da, chiar dacă secete au mai fost și da, dacă Dumnezeu vrea să mai lase pământul ăsta câteva zeci de ani, e treaba lui. Dar se va vedea o încălzire tot mai mare și tot mai mare și tot mai mare și, în cele din urmă, totul se va termina cu o explozie groaznică. Și această încălzire și această explozie care va veni și despre care, atenție, oamenii de știință știu că va veni o explozie care va rade pământul. Dar vor să o amâne. Însă nu lucrează la cauza care trebuie. Ați văzut, oamenii vor acum să trecem pe mașini electrice. Mașini electrice care consumă cărbune. În Germania deja au reactivat ăștia, centralele astea pe cărbune. Da? Au reactivat, ei o să sape din nou după cărbune și la noi o să se reactiveze Valea Jiului, iar o să sape ăștia după cărbune. Ei vor să salveze pământul și umblă la noxe, umblă la gaze, vorba cuiva, bă, gazele astea, ați văzut, și la vaci, și la vaci, să nu mai polueze vacile, să nu mai avem vaci, să nu mai mâncăm carne de vaci, că de la vaci ni se încălzește planeta. Sunt disperați, au făcut ăștia niște prelate gigantice și au făcut un test la polul Arctic, da? Polul Nord. Au făcut o demonstrație, au întins niște prelate gigantice pe niște ghețari ca să-i protejeze de topire. Și se gândeau câte sute de miliarde și trilioane de euro să investească în prelatele alea care să acopere toți ghețarii. Dar au făcut un calcul de noxe și și-au dat seama că combustibilul pentru avioanele care vor duce acolo prelatele, excavatoarele care le vor împrăștia și tot combustibilul de trilioane de tone care se va consuma acolo, tot la poluare se ajunge. Și după aia peste 10 ani schimbă-le și consumă iarăși. Și atunci, vedeți, exact ca la mine cu planetara. În loc să schimbi cauciucurile, tu vrei să schimbi planetara și te costă și mai mult. Oameni buni, oricum nu putem să amânăm sfârșitul lumii. Însă la ceea ce trebuie să umblăm este pocăința. Amin? La ceea ce trebuie să schimbăm și la ceea ce trebuie să umblăm este pocăința. Și prima cauză care încinge pământul, prima cauză care va duce la distrugerea mai devreme a pământului și la pieirea a miliarde de oameni este mândria. Sunteți de acord cu mine? Oameni buni, primul păcat produs în universul ăsta, nu pe pământ, în universul ăsta, primul păcat n-a fost un păcat faptic. N-a venit Lucifer și a luat un par și a vrut să-i dea lui Dumnezeu una cu parul și să-l dea jos de pe tron. Nu a luat Lucifer un cuțit și a vrut să înjunghe ceilalți îngeri și să rămână el cu dracii lui. Primul păcat care s-a făcut în univers a fost un păcat al latitudinii. Deci Dumnezeu l-a dărâmat din cer și l-a trimis din cer, i-a luat toată slava, i-a luat puterea și a ajuns o ființă incredibil de malefică pentru că a avut o atitudine greșită. De aceea atitudinea este foarte importantă în viața aceasta. Când afli despre un om și vezi un om plin de mândrie, nu, oameni buni, să nu treceți cu repeziciune peste mândria lui, să zice, e un om, asta e el mai mândru. Nu, oamenii mândri sunt cei mai ticăloși oameni de pe planeta asta. Oamenii mândri și mândria este un indiciu al unei ticăloșii incredibile. Când îl vezi pe om că se laudă doar pe el, că doar el are case, că doar el are mașini, că doar el are funcții, că el le-a făcut pe toate, ca și Marc Aureliu care și-a scris biografia și și-a pomenit numele de 700 de ori. De 700 de ori. De 700 de ori. Vă dați seama? Am citit o carte despre o biografie scrisă de cineva și la fel, m-am înfiorat de câte ori era numele acelei persoane. Deja am lăsat biografie, am citit multe biografii. Dar mi-am dat seama din biografia aia că persoana care și-a scris, era o autobiografie a unei personalități gigantice, dar mi-am dat seama că persoana asta chiar suferă de mândrie. Era numai eu și scria și numele, eu. Și m-am săturat.
Pentru că mândria este un păcat pe care Hristos trebuie să-l extirpe din sufletele noastre. Amin? De ce? Haideți să vedem în Isaia 2. E primul pasaj din Biblie în care ni se spune despre un pământ care va arde. Isaia 2. Iată, încă din Vechiul Testament, cu cel puțin 700 de... cu 4-500 de ani înainte de venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Isaia 2, de la versetul 6, Andrei, la versetul 11. Andrei, ești? Nu. Este Daniel de data asta. Andrei în tabără, mi-am adus aminte. Și zice așa, de la 6 la 11 și apoi de la 18 la 22. Și identificați dumneavoastră de ce va arde pământul. Să nu ziceți, frate Tony, hai că ai luat-o pe cărări greșite, pământul va arde de la poluare, nu va arde de la mândrie. Uite, hai să citim Biblia. Câți credeți în Biblie? Mâna sus care credeți în Biblie. Restul mai așteptăm, da? Ne rugăm, insistăm, postim. Ok. 6. Căci ai părăsit pe poporul tău, pe casa lui Iacov, pentru că sunt plini de idolii răsăritului și de dați la vrăjitorie, ca filistenii și se unesc cu fiii străinilor. Țara lor este plină de argint și de aur și comorile lor n-au sfârșit. Țara este plină de cai și carele lor sunt fără număr. Iată, avuție. Am o predică, o pregătesc curând. Riscul de a nu-ți lipsi nimic. Dar țara lor este plină și de idol, că se închină înaintea lucrării. Iată, iată. Ce vă spuneam? Se închină înaintea lucrării mâinilor lor. Eu fac, eu dreg, afacerile mele, casele mele, biserica mea, biserica Profidese, biserica mea, eu am făcut-o. E, poate și biserica și lucrarea ta să-ți devină Dumnezeul tău. Știți că Diotref a căzut în capcana asta? Și a făcut din lucrarea lui propriu Dumnezeu. Și Iuda îl mustră pentru asta pe Diotref. Diotref e o pată neagră. Ia uitați, de aceea cei mici vor fi pogorâți și cei mari vor fi smeriți. Nu-i vei ierta. Da, ia uitați, cei mari vor fi smeriți și cei mici. Intră în stânci și ascunde-te în țărână de frica Domnului și de strălucirea măreției Lui. Omul va trebui să-și plece în jos ce? Privirea semeață și îngânfarea lui va fi smerită. Numai Domnul va fi înălțat în ziua aceea. Ce Dumnezeu? Lasă-mă, mă, cu Dumnezeul tău. Ieri m-am întâlnit cu un adolescent la vreo 14 ani. Am fost undeva în oraș și m-am întâlnit cu un adolescent și doamna care era cu el mi l-a prezentat și a zis, uite, el este cu tare persoană, a auzit despre tine, m-a prezentat, el este pastorul Bisericii Profides și zice, poate vii și tu la Biserica Profides. Zice, n-am timp. Îmi zice el, 16 ani, n-am timp. Și eu zic, uite, asta e o scuză și o scuză foarte, 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 nu vreau să te jignez, dar e o scuză foarte puerilă. Noi suntem adulți, avem foarte multe lucruri de făcut, dar nu lipsim niciodată de la biserică. Citim în fiecare zi Biblia, ne rugăm în fiecare zi. Soția mea e medic, ea are foarte mulți pacienți și totuși, uite, nu lipsește niciodată, hai și tu la casa Domnului să vezi. Nu, că n-am timp, zic, da, dar uite, trebuie să ne preocupe viața noastră. Curând viața asta se sfârșește. Dacă ajungi în iad și zice, păi, cred că acolo mă duc. Ce are dacă învârt și eu acolo la niște cazane? M-am înfiorat și am zis, oprește-te, te rog frumos. Oprește-te, te rog frumos. Ceea ce faci este o blasfemie și o hulă. Oprește-te. S-a uitat la mine așa când a văzut cât de serios am devenit și că l-am oprit. Zice, am glumit și eu. I-am zis, să te ferească Dumnezeu să mai glumești vreodată cu așa ceva. Gluma dracului. Diavolul vrea să glumești cu privire la pedeapsa ta capitală până când ajungi acolo la eșafot, până când ajungi să vezi și să simți flăcările iadului, cum le-au simțit oamenii aia, au aruncat pe cei trei tineri în cuptorul de foc, de-au murit înainte să ajungă în cuptor, ei erau deja pârliți. Zice, cei semeți, cei îngânfați vor fi smeriți, numai Domnul va fi înălțat în acea zi. Isaia 2, oameni buni, Isaia 2, cu sute de ani înainte ca Mesia să vină. Și haideți să citim acum, în continuare acestui capitol, tot la Isaia 2, dar trecem câteva versete și începem cu 18. Iată, toți idolii vor pieri. Oamenii vor intra în peșterile stâncilor și în crăpăturile pământului de frica Domnului și de strălucirea măreției Lui, când se va scula să îngrozească
pământul. De asta trebuie să ne temem, oameni buni. De asta trebuie să ne temem. Nici măcar nu trebuie să ne temem de o ardere a trupului acestuia. Ok, chiar dacă știu că biserica va fi scutită, fiul meu cel mic într-una mă întreabă, tate, dar noi o să fim pe pământ la Apocalipsa? Și mereu îi zic, nu o să fim pe pământ când Dumnezeu o să judece pământul. O să fim deja luați. Dumnezeu o să ne ia din mijlocul urgiilor. Dumnezeu o să ne scutească de aceste urgii. O să fim și noi când oamenii o să ia foc? Dar cum o să fie? O să miroase așa foc peste tot? Da, așa o să fie. E îngrozit, face ochii mari, tace 10 secunde și o să miroase om așa fript. Zic, da, așa o să miroase. Mă! Dar noi o să fim? Zic, nu, tati, dacă ești cu minte și nu minți, mănânci toată ciorba, duci gunoiul, îți speli hainele, ți le întinzi pe uscător și iei note bune, n-o să arzi. N-o să arzi. E fascinat de sfârșit, e fascinat de destinație. Copil de 10 ani e fascinat de destinație. Pentru că un înțeles spunea, înțelepciunea adevărată este să te gândești la sfârșitul tuturor lucrurilor. Și ăsta e Solomon. Gândește-te la sfârșitul tău. Degeaba te gândești acum că vă spuneam și predicam și la Casa de Cultură din Lupeni, unde o administratoră de acolo s-a întors la Domnul și la sfârșit, asta s-a întâmplat recent, și la sfârșit, și cred că ne urmărește această doamnă, Dumnezeu să o binecuvinteze, la sfârșit această doamnă l-a primit pe Iisus Hristos în inima ei. Și povesteam acolo la Lupeni și spuneam că ascultam cu copiii mei o piesă și m-am fiorat. Piesa asta spunea: Everything that kills me makes me feel alive. Tot ce mă omoară mă face să mă simt viu. Am oprit repede piesa, suna super, avea un groove, avea niște acorduri, avea tot în ea piesa asta, că diavolul știe să cânte și astăzi și știe să-și inspire oamenii lui și astăzi cu cea mai bună muzică. Și de asta sunt eu așa înverșunat pe ăștia care abandonează muzica în mâinile diavolului, pentru că Dumnezeu a creat muzica, amin? Și Dumnezeu a pus-o în mâna lui Lucifer și a pus-o în mâna noastră, bineînțeles. Dar Lucifer a distorsionat și a deviat cursul muzicii și scopul muzicii. Și azi diavolul inspiră oameni să cânte cele mai frumoase melodii, de-aia au hituri de 700 de milioane, de, nu știu, Despacito, la cât a ajuns? Cât are de, cine știe, hai repede un frate de ăsta sincer. Care mai ascultă de 70 de miliarde, 100 de miliarde, nu știu câte miliarde are Despacito. Cum a ajuns să se cânte piesa aia? Că-ți vine și ție să o pui pe repeat, deși știi că, bă, stai! Ai te uitat repede, nu? 8 miliarde? 8 miliarde! Adică fiecare om de pe, ar fi ca și cum fiecare om de pe planeta asta a ascultat-o cel puțin o singură dată. Îi inspiră diavolul pe oameni. Și am pus stop la piesa asta și se opresc băieții mei și zic, mam, de ce ai oprit-o? Zic, bă, dar n-ați auzit ce zic? Ce a zis? Am zis, bă, uite care e filozofia lumii. Ăștia știu că drogurile ucid, știu că alcoolul ucide, știu că curvia ucide. Nu vedeți că a dat-o acum o boală în ei, aia cimpanzeului, nu-i dau numele că mă blochează ăștia. Boala cimpanzeului a dat în ei. A zis ministrul de sănătate din Franța, a zis că toți cei 17.000 infectați cu boala lui bonobo ăsta, lui cimpanzeu ăsta, toți au comis fapte de scârboșenie sexuală. Toți. Și că așa se ia. A zis, bă, nu veniți la parade să vă faceți parteneri noi dacă aveți boala maimuței. Le-a zis, s-a dat comunicat, nu mai ieșiți la parade. De-aia n-au fost nici mulți. Ați înțeles? Și ei știu că chestia e omoară, dar, vedeți, preferă să se ucidă lent și în chinuri, numai să aibă parte de extaz, să aibă parte de fericirea aia, de o fărâmă. Când vii la Dumnezeu și Dumnezeu îți dă un extaz de nu-ți încape în corp, Dumnezeu îți dă o bucurie și o pace și o liniște de nu le poți pierde niciodată și fără efecte secundare, glorificat să fie Dumnezeu. Amin? Nici nu faci sida de la Dumnezeu, nici nu faci sifilis, nici nu faci boala maimuței, nici nu pici în depresie, nici nu faci nu știu ce alte bube pe tine, ci în Hristos ești binecuvântat, amin? Și El îți dă fericire fără efecte secundare. Asta este filozofia drăcească a lumii. În mândria lor și-au pierdut mințile. Zice, tot ce ne omoară ne face să ne simțim vii. Le-am zis băieților mei, asta e filozofia dracului. Feriți-vă de ea. Pentru că ce vă face să trăiți și ce vă face să vă simțiți alive
este viața din Dumnezeu. Nu moartea diavolului. Glorificat să fie El. Amin? Omul mândru nu poate să recunoască și nu poate să declare că Dumnezeu l-a creat. Nu poate să recunoască asta. Zice că toate sufletele sunt ale lui. Dă-te rog frumos Ezechiel 18:4, Daniel. Ezechiel 18:4. Da? Nu vrea să recunoască omul lucrul acesta mândru, nici în ruptul capului. Și zice aici, iată că toate sufletele sunt ale mele. Toate sufletele sunt ale mele. Te minte diavolul că tu poți scăpa de Dumnezeul care te-a creat și că dacă faci legământ cu El prin păcat, ajungi în iad și în iad o să ai femei, o să ai alcool, o să ai păcănele. Mama, aici i-am rupt pe toți românii. O să ai păcănele, o să ai casa pariurilor sau cum se numește, cu pariuri sportive, o să ai tot, să joci cu numere, cu dalea, cu scoruri, X, Y, cum se face, că nu le știu. 1-2, exact, uite cine știe, te-ai pocăit, nu? Te-ai scăpat. Domnul Iisus să te elibereze. Amin. Îi minte diavolul că au acolo toate acestea și nu-și dau seama că, exact cum am zis, că se duc ca niște nebuni spre eșafod și el se duce așa râzând la eșafod și nu știe că eșafodul ăla o să-i frângă gâtul ca la un porumbel. Sau că ghilotina care cade, crede că îi face masaj la ceafă, că asta-l minte diavolul. Însă noi, cei care suntem treji în Hristos, știm unde duce drumul spre iad. Amin? Și dacă am ști cu adevărat, le-am spune și altora. Amin? Ok. Un alt pasaj spune Isaia 57:16, te rog, dă frumos, Isaia 57:16 spune așa, iată, Isaia 57, mie îmi place foarte mult acest verset, are în el așa o inima lui Dumnezeu e aici. Zice, nu vreau să cert în veci. Cu alte cuvinte, sau nu vreau să mai mă cert cu omul în veci. Dumnezeu s-a săturat să argumenteze cu tine. Dumnezeu s-a săturat să-ți mai demonstreze că El e Dumnezeul tău. Dumnezeu s-a săturat să-ți demonstreze că e Creatorul tău. Că te-a făcut cu atâta dragoste. Că te-a plămădit cu atâta dragoste. Ca un părinte care ar sta necurmat la discuții cu copilul lui și să-i aducă dovezi. Uite-mă să-i arate poze. Bă, vezi poza asta? Eu am o poză de la botez. Mama, mereu când veneau neamurile, rudele, scotea pozele familiei. Erau poze în care eu eram despuiat acolo. Pozele de la... Le-am furat de o grămadă de ori, dar mama mereu le găsea. Arăta la toată lumea. Alea-s dovezile. Uite-mă, mamă, eu te-am crescut, eu te-am schimbat, eu te-am spălat. Acum pot să arăt și filmulețe. Dar primul pamper schimbat, prima mâncărică mâncată cu lingurița. Uite-mă, mamă, că eu te-am crescut. Și copilul ăla să zică, nu. Nu te cred, tu l-ai inventat. Du-te de aici că nu ești mama mea. Du-te de aici că nu ești tatăl meu. Cum te-ai simți? Cum te-ai simți? Groaznic! Zice, nu vreau să mă cert, nici să țin o mânie necurmată, când înaintea mea cad în leșin ce? Duhurile și sufletele pe care le-am făcut. Dacă Dumnezeu încă te ține în conștiență și încă te ține în viață, este pentru că Dumnezeu vrea să te întorci la El. Amin? Zice cineva, bă, Dumnezeu e rău. Spunea un om, Țarfati, parcă scria în cartea lui, dădea un argument foarte bun. Zicea că oamenii zic că Dumnezeu e rău. Și Țarfati le-a răspuns și le-a zis, Dumnezeu nu e rău, că de 2000 întârzie să vină, de 2000 de ani întârzie să vină ca tu să te pocăiești. De 2000 de ani, uite că Dumnezeu poate putea să vină în 2012. Știți că era disperarea că în 2012 vine Domnul, vă aduceți aminte? Și înainte de 2012 a mai fost una, că în 2000... Vă aduceți aminte cine a prins 2000? Cu eclipsa de soare, cu bagnota aia, de cât era? 2000 de lei. S-au făcut bagnote. Mamă, vine eclipsa, eram toți, știți cum eram? S-a făcut și film, și cu 2000, și cu 2012, și s-a făcut film cu sfârșitul lumii. Ne-au predicat și ăștia de la Hollywood că vine Domnul. Dar Dumnezeu a întârziat să vină pentru că tu nu erai gata. Pentru că eu nu eram gata. Pentru că noi ca biserică nu eram gata. Dar aminte lumea, Dumnezeu ne iubește și încă întârzie ca să ne pocăim cu toții. Amin? Omul mândru nu poate recunoaște amprenta lui Dumnezeu în creație. Romani 1:20. În adevăr, însușirile nevăzute ale lui, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurit. Atenție, atenție! Care-i cuvântul? Lămurit. Ce înseamnă lămurit? Clar! De la facerea lumii, când te uiți cu
băgare de seamă la ele, în lucrările făcute de el, așa că nu se pot dezvinovăți. Citeam un lucru, sunt abonat la niște materiale științifice și îmi vin niște materiale de mă fac să mă opresc din citit și să zic, mare ești tu, Doamne! Mare ești tu, Doamne! Știți că de pe pământ, luna și soarele se văd fix egale, știați asta? Deci luna și soarele se văd fix egale. Știți care este diferența de mărime dintre lună și soare? De 400 de ori. Deci luna e mai mică decât soarele de 400 de ori. Eu vă întreb, cum de se văd egale de pe pământ? Exact. Da? Este de 400 de ori mai aproape luna de pământ decât soarele. Și astfel se compensează diferența de mărime dintre ele și tu le vezi egale. Vreau să vă întreb un lucru. Cine le-a așezat omule așa? Un geni. Haideți să vă dau un exemplu și am aici trei doape, uite că le și scot de la sticle. Și dau un exemplu așa, pe distanță scurtă, probabilitatea să nimeresc lucrul ăsta cu o așa exactitate este incredibil, adică n-am cum. Ăsta este pământul, da? Un dop aici este pământul. Și eu, la întâmplare, trebuie să arunc la 4 metri dopul ăsta. S-a dus la 3 metri. La încă 4 metri de la dopul acela trebuie să-l arunc pe următorul. S-a dus la cât? Dacă măsor acum distanțele dintre dopurile astea, trebuie să-mi dea 4, aruncat așa haotic, trebuie să-mi dea 4 metri și încă 4 metri. Dacă ar sta cineva 100 de ani, nu cred că ar nimeri fix 4 metri și fix încă 4 metri. Credeți că există vreo șansă să nimerească cineva 4 metri cu încă 4 metri? Dar eu vă întreb un lucru. Ar putea cineva să arunce așa niște aștri în univers, pe distanțe mult mai mari, colosale? Care e distanța de la lună la pământ? Intră, Ciprian, repede, că tu ești cu Google-ul. Da. Deci, să arunce așa luna, pam! Și după aia, la aceeași distanță, știi, să arunce soarele. Ați înțeles? Cine face asta, omule? Și ăsta este un argument din miliarde. Un argument din miliarde. Eu vă spun că nu există om al științei pe pământul ăsta să nu fi descoperit minunăția lui Dumnezeu, dar dacă nu-l recunosc, este pentru că iubesc păcatul și nu vor să recunoască faptul că vor ajunge la judecată cu păcatele lor. Iubesc curvia, iubesc mândria. Eu am descoperit, eu! N-ați văzut că, nu știu dacă știți, oamenii își pun nume după invențiile lor, știți asta, nu? A descoperit unul penicilina, i-a pus numele nu știu care. Înainte erau și cu animalele, știi? Dacă găseau animale, puneau numele lor. Eu să fiu. Dumnezeu există și asta se vede în fiecare amprentă a creației Lui. Amin? Dumnezeu există. 3. Despre mândria omului, da? Pentru că omul arde pentru mândrie. Omul mândru, de fapt, aici este cea mai mare problemă. Cea mai mare problemă, ai Dumnezeu, ok, e Dumnezeu și până la un punct poate să treacă cu vederea, zice, nu o să mă cer, mă, bă, nu mă cer cu tine, mă, nu vreau să-ți mai dau argumente că eu sunt, da? Eu sunt oricum, nu vreau să-ți dau argumente, nu vreau să stau să mă cer cu tine și să mă mâni eu cu tine. Cum nu te mai mâni tu cu copilul tău, știi? Eu îi zic lui fiul meu, odată de două ori, odată când am ras ca un leu, de m-au de tot cartierul, ce ai mă, nene, am încremenit carnea pe el. Deși la răgetul meu nu cade în leșin. N-a leșinat niciunul dintre ei. Nici nevastă mea. N-a leșinat la urletele mele. Dar Dumnezeu zice, în prezența mea, dacă vreau, așa cădeți în leșin. Și totuși eu mă îndur de voi și vă las în continuare în viață. Glorie lui Iisus, că tare bun e cu noi. Amin? Glorie lui. Problema cea mai mare cu omul mândru este că de fapt omul nu recunoaște dreptul aproapelui. Omul mândru. E ca imaginea de pe Titanic, știți? Câți de aici ați văzut filmul Titanic? Mâna sus. Eu l-am văzut întrerupt, că era proastă caseta. L-am văzut pe casetă. Era banda ștearsă și l-am văzut întrerupt și tot am plâns.
Ieri eram cu soția mea, ne relaxam și noi și era pe un colac și eu eram la marginea colacului și mă scufundam și strigam, Jack, come back, Jack, ieri, Jack, eram și un pic răgușit, Jack, come back. Și după aceea s-a uitat pe telefonul lui și l-a luat din nou. Știți gluma. Oameni buni, acolo pe Titanic apare un personaj atât de hain și mândru și plin de el, încât vă aduceți aminte că ia un copil în brațe, care nu era lui, și se furișează pe una dintre bărcile de salvare. Asta e problema cu oamenii mândri. Asta e problema cu oamenii mândri. Vor călca pe cadavre. Și că astăzi e mult mai simplu pentru bărbați dacă ar fi pe Titanic. Ar zice că sunt femei. Îndrăznești să-mi zici că nu sunt bărbat? Da. Nu-s Vasile, sunt Vasilica! Știți ăla de strigă la Vasile? Știi? Aia. Da? Omul mândru. Și haideți să dăm. E o carte, știți că este o carte în Biblie și vreau să dăm la Obadia. Da? E o carte în Biblie prin care Dumnezeu mustră pe Edom pentru mândrie. Și fiți atenți, ieri m-am rugat Domnului și am zis, Doamne, o carte. Deci în Biblia mea e pe o singură pagină. E pe o singură pagină. Câți ați citit Obadia de aici din biserică? Dumnezeu să o binecuvânteze. Această carte, ieri m-am rugat și aveam nevoie de un exemplu despre mândrie. Îmi pregăteam la 12 noaptea, îmi pregăteam predica. Soția mea striga la mine, Tony, fă-ți bagajul. Am zis, n-am terminat predica, mai întâi predica și după aia bagajul. Și am terminat până la urmă predica, dar Dumnezeu mi-a dat acest exemplu căutând random în Biblie, zic, Doamne, mă rugam și ziceam, Doamne, luminează-mă și dă-mi un exemplu de mândrie din Biblie și nu venea niciun exemplu să le demonstrez la oamenii de la Biserica Profite și toți care mă aud că mândria are de-a face cu silnicia pe care oamenii o aduc asupra celor dragi sau neamurilor, rudelor, angajaților, semenilor în general. Și fiți atenți, da? Obadia 1 cu versetul 2, 3 și 4 și apoi continuăm de la 10 în jos. Și zice așa, iată, te voi face mic printre neamuri, vei fi cel mai disprețuit. Și fiți atenți versetul 3, când am citit aseară versetul acesta, am zis, wow, ăsta e versetul de legătură de care avem nevoie, căci mândria inimii tale te-a dus în rătăcire. Nu o să vedeți un om mândru care nu e rătăcit pe calea vieții, care nu e rătăcit, care nu e debusolat total și un pericol pentru societate. Ia uzi, pe tine care locuiești în crăpăturile stâncilor și domnești în înălțime, de aceea tu zici în tine însuți, cine mă va arunca la pământ? Se uită domnitorii neamurilor acestora și zice, cine ne va deranja pe noi? Te vezi cu un pic de bănuț în buzunar și te crezi coco și zici, cine o să mă deranjeze pe mine? Cine mă poate da pe mine jos de aici? Cine mă poate clătina? Omule, și un împărat din Biblie care conducea lumea, nu România, lumea, îl știți și voi? Nebucadnețar, care Dumnezeu a dat nebunie în el, ce a făcut 7 ani de zile? A mâncat iarbă cu vacile, i-au crescut unghii de zici că erau copite, a crescut blană pe el, a nebunit și a mâncat iarba plină de roa dimineții, ca vacile, ca animalele de pe câmp. 7 ani Dumnezeu l-a ținut în nebunie. Vă dați seama că stăteau, că nu l-au lăsat așa, că era împărat, nu era oricine. Voi vă dați seama că împăratul ăla era păzit ca un câine, nu ca un câine, ca o oaie. Voi vă dați seama că erau ostașii lui, erau famenii lui, erau îngrijitorii lui, poate erau soția și copiii și se uitau la el cum în curte era mașină de tuns iarba. Să-l vezi tu pe Tony al meu, care iese dimineața, eu am iarbă netunsă și acum în curte, hai mă să-i udăm iarba lui Tactu, că mâine trebuie să mănânce. Exact așa era! Exact așa era! Hai mă să-i tunde, nu-i tunde în gazonul că îl mănâncă Tactu. Ai pus, mă, iarbă în grădină pentru taică-tu. I-ai adus, mă, fânlul taică-tu. Ai cumpărat, mă, balos de paie pentru taică-tu. Hai să-i dăm și niște porumbă, îi facem o, cum se numește aia la țară? Uruială, mulțumesc. Mă, mânca uruială, Nebucadnețar. Și știi cine a fost ăsta? Împăratul pământului. Pentru că Dumnezeu a vrut să-i arate că El e Dumnezeu. Să ne scutească Macron, Iohannis și toți regii lumii și câți mai sunt, că nu le mai dau nume, că nici nu-i știu pe toți, Biden și Putin și cât sunt și cât se cred cocoși. Pentru că Dumnezeu, dacă vrea, dă nebunia ne-i și mănâncă mâine iarbă, m-auziți?
Cine ești tu, omule, să te pui cu Dumnezeu? Ai un pic de bani așa în buzunar cât o cărămidă când Dumnezeu are comorile pământului și știe unde a ascuns aurul, că El a făcut. Și te bazezi pe tine. N-ai timp! Nu-L poți ajuta pe Dumnezeu. Nu poți să-i dai lui Dumnezeu. Știți când s-a trezit Nebucadnețar din nebunia lui ce a zis? A trimis o scrisoare în tot imperiu. A trimis o scrisoare în tot imperiu și a zis: vreau să-L recunosc pe Dumnezeu. Vreau să-L recunosc pe Dumnezeul evreilor. El este cel mai mare. Și dacă se mai leagă cineva de numele Lui, o să mâncați iarbă. O să mâncați iarbă ca dobitoacele. Mândria. Haideți să citim mai departe următorul verset. Verset cât era? 5. Ia 5, Andrei. Obadia 1 cu 5. Dă un clic. Ăsta e? Dar chiar dacă ai locui tot atât de sus ca vulturul, chiar dacă ți-ai așeza cuibul între stele, tot ce voi face, te voi arunca jos de acolo, zice Domnul. Iată, de te vei sui printre stele. Știți că e unul printre stele acum de se dă cocoș? Știți cum îl cheamă? Diavolul. Diavolul. Va veni vremea în care va cădea. O scurtă vreme va cădea pe pământ să facă un pic de balamuc printre ei lui. Și după aia Dumnezeu ia pe toți de ceafă și aruncă în iad. Știți că va urma asta? Știți că va urma asta? Eu în Dumnezeul acela mă încred și m-am încrezut din pruncie, glorificat să fie numele Lui. Și de El nu mă las. Amin? Și dăm acum, te rog frumos, Andrei, să vedeți de ce e supărat Dumnezeu pe Edom. Edom care era rudă. Edom ce e de fapt, oameni buni? Esau, nu? Esau. Edomul este Esau care a fost frate cu cine? Cu Iacov, da? Și din Esau a ieșit Edomul, un popor pe care Dumnezeu l-a binecuvântat pentru că ieșise din, da? Avram, Isaac, mai apoi, da? Și Dumnezeu l-a binecuvântat și pe Edom. Însă a venit vremea ca Dumnezeu să-l judece pe Iacov. Și dă-te rol la versetul 10, da? Din pricina silniciei făcute împotriva fratelui tău Iacov, vei fi acoperit de rușine și vei fi nimicit cu desăvârșire pentru... Totdeauna, vă aduceți aminte din ce cauză Edomul s-a ridicat împotriva fratelui Iacov? Spuneți, care a fost prima cauză? Mândria! Mândria! Te crezi peste fratele tău, te crezi peste Dumnezeu, te crezi mai mare decât toată lumea. Și dă mai departe, căci în ziua când stăteai în fața lui, în ziua când străinii luau averea, când străinii intrau pe porțile lui și aruncau sorțul asupra Ierusalimului și tu erai atunci ca unul dintre ei, adică ca unii dintre cei care îl nimiceau pe Iacov. Nu trebuia să te uiți mulțumit la ziua fratelui tău, în ziua nenorocirii lui, nu trebuia să te bucuri de copiii lui Iuda în ziua pieirii lor. Și nu trebuia să vorbești cu ce? Spuneți voi. Cu semeție în ziua strâmtorării, cu mândrie. Eu sunt cineva, eu sunt pocăit, eu sunt mai mare, eu sunt mai tare. Dumnezeu e cu mine, dar pe tine te face praf că nu-ți înțeleg muzica sau stilul sau îmbrăcămintea. Semeție, dă mai departe, 13. Nici nu trebuia să intri pe porțile poporului tău în ziua nenorocirii. Nici nu trebuia să te bucuri de nenorocirea lui în ziua prăpădului lui și nu trebuia să pui mâna pe bogățiile lui în ziua prăpădului lui. Nu trebuia să stai la răspântii ca să nimicești pe fugarii lui și nici nu trebuia să dai mâna în mâna vrăjmașului pe cei ce scăpaseră din el în ziua necazului lui. Încă o dată vă întreb și trec mai departe. Ce l-a făcut pe Edom să fie atât de spurcat și nenorocit la suflet? Ce? Sunteți de acord cu mine? Este asta cauza? Oameni buni, în cer nu intră niciun mândru. Nimeni. Nimeni plin de mândrie. Stăteam și mă gândeam la Domnul Iisus și tabăra asta despre care vorbesc, tabăra profides, chiar este un test. Este un test de smerenie. Este un test de umilință. Poate ar trebui să umbli prin tabără și să te gândești și să spui: bă, eu am primit o cameră mai bună. Mi s-a nimerit o cameră mai bună, așternuturile mele parcă-s mai moi. Eu am aer condiționat și mămica aia cu copil n-are aer condiționat. Hai să-i dau camera aia, haideți să umblăm, oameni buni, haideți să umblăm, să ne răstignim pe noi și să-i binecuvântăm pe alții. Pentru că nu putem să umblăm dați jos de pe cruce, să ne smulgem mâinile din piroane și în același timp să fim o binecuvântare pentru alții. Ca să fim o binecuvântare pentru alții, trebuie mai întâi de toate să ne așezăm noi pe cruce, amin? Ne transformăm și ne schimbăm.
În momentul în care ni se ia dreptul, în momentul în care cineva ne ia camera mai bună, parcă mie trebuia să-mi o dai pe asta, mie mi se cuvenea locul ăla, eu trebuia să am baie în cameră, eu trebuia să am dușurile aproape, eu trebuia să am frigider. Anul acut 2 ani am avut un scandal monstru pe unii care au furat frigiderul altora. Și trăgeau unii de o parte de frigider și alții de o parte de frigider. Au vrut unii să plece acasă, bă, se vădeau pe un frigider. Se băteau pe un frigider și am zis, fraților, unde ne e răstignirea? Trăiește-mă și tu ca Ioan Botezătorul măcar o săptămână. Că ne-a binecuvântat Dumnezeu și uite, ne-a dat haine care nu ne zgârie. Mi-a dat cămașă de bumbac să nu mă zgârie, n-are nici ciolofan în ea. Mi-a dat Dumnezeu și ne-a binecuvântat Dumnezeu. Hai măcar o săptămână să ne smerim, să ne crucificăm, pentru că așa ne-am sălbăticit, pentru că căutăm binele nostru. Pentru că nu putem să sacrificăm, nu mai putem să sacrificăm nimic, banii noștri, afacerile noastre, noi să avem, familiile noastre să aibă, când Dumnezeu ne-a chemat să ne luăm partea, dar să dăm și altora. Amin? Urmează o săptămână de sacrificiu și vreau să înveți să te smerești, omule. Amin? Ok, pentru că lumea arde exact despre ce vă spuneam. Ia uite, am pregătit punctul 2. Pentru că lumea arde pentru nevoile trupului. Vina de a nu ști nimic despre revenirea lui Hristos. E o vină. Mă, nu făceai mare lucru. Iată, vreau să dăm în pasajul în care Domnul Iisus, și ne ducem acum din Isaia, ne ducem în Matei, în pasajul în care Domnul Iisus rea discuția despre arderea pământului, suntem în Matei 24, vă rog frumos să dați la Matei 24, cu versetele 29 și 30. Și fiți atenți, da? Iată, Iisus vorbește în Matei 24, 29, 30. Nu-ți povești, pământul va arde. Amin? Poți să zici amin? Amin înseamnă așa să fie. Pământul cu tot ce este pe el va arde. Arde-l, Doamne! Arde-l și am acasă. Glorie lui Iisus Hristos. Îndată după acele zile de necaz, soarele ce va face? Se va întuneca. Luna nu-și va mai da lumina ei. Stelele, ce vor face stelele, oameni buni? Vor cădea din cer și puterile cerurilor vor fi clătinate. Atunci se va arăta în cer semnul fiului omului. Toate semințiile pământului, ce vor face oamenii? Se vor boci. Vreau să te întreb, vrei să bocești? Vrei să bocești în ziua aia sau vrei să te bucuri în văzduh cu Domnul tău? Ai două variante. Ai doar două variante. De fiecare dată când simți un pic de căldurică, mă întreabă un frate azi dimineață, n-aveți aer condiționat? Nu, că predicăm despre foc. Azi predica e cu, știi, vrem 4D, s-o simțim. Vreau să-ți mai zic ceva, în iad n-o să transpiri. În iad n-o să aibă cine să-și zice cine. Am scris odată un articol și s-a luat un frate de mine, i-am zis, va veni o vreme în care Dumnezeu va fi fără milă. Și știi ce îmi zice fratele ăsta? Ai mă, Dumnezeu e milă. Zic, prietene, citește pilda cu Lazar și bogatul. Ați citit pilda cu Lazar și bogatul? Vreau să vă întreb un lucru. A fost Iisus fără milă pentru omul acela? Ce a cerut? Doamne, înmoaie și tu în deget sau pune pe Lazar. Nu tu, Doamne, nu, că tu ești Dumnezeu. Stai acolo, nu. Băi, bogatul ăsta știi și în iad directiv. Nu tu, Doamne, trimite-l pe Lazar, pe sclavul ăla. Trimite-l, mă, pe Lazar, pe ăla. Trimite-l să-și bage degetul și să-mi înmoaie și mie. Și ce zice Iisus? Nu. 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 Va veni o vreme în care, dacă nu te pocăiești și nu te întorci la Dumnezeu și vremea e aproape, vremea e aproape, o să ardă o veșnicie sufletul în tine după un deget înmuiat și pus pe buze. Câți credeți de aici că ceea ce vă predic este adevărat? Mâna sus. Câți credeți că este biblic? A venit un frate la mine și zice, îmi zice, bă, tu prea sperii lumea. Tu prea sperii lumea. Și am dat cel puțin 10 exemple din Biblie. Uite unul, Lazar și cu bogatul. Iisus Hristos. Predicam la Palatul Minerului din Lupeni și aia am spus, măi oameni buni, și vreau să reiau această idee aici. Voi știți că Iisus Hristos a creat iadul? Câți de aici sunteți de acord cu mine că Iisus Hristos a creat iadul? Mâna sus, cine? Că doar iadul nu l-a creat, diavolul. Nici nu e... Voi știți că nu diavolul e stăpân pe iad? Mâna sus. Cine e stăpânul iadului?
Iisus, Domnul, cine l-a creat? Pentru ce l-a creat? Matei 25, un capitol după ăsta din care vorbim. Matei 25 cu 41. Dă-te rog, Daniel. Țineți minte, că trebuie să țineți minte. Matei 25 cu 41. Da? Zice, apoi va zice celor de la stânga lui, duceți-vă de la mine blestemaților în focul cel veșnic care a fost ce? Pregătit diavolului și îngerilor lui. Iisus a creat iadul, Iisus știe pentru cine l-a creat. Și pentru că Iisus a creat iadul, pentru că Iisus a reglat, n-a reglat, a dat temperatura focului la maxim în iad, pentru că Iisus știe văpaia iadului, pentru că Iisus știe ce suferință este în iad, Iisus a venit la tine să spună că are pregătit un alt loc decât iadul, pentru că iadul este pentru diavolul și vrea să zică că pentru tine a pregătit un cer unde e răcoare, unde e bine și unde vei sta la masă cu el. Și mai mult de atât, în Apocalipsa și ce ne zice, vei șade pe tron cu mine. Vei șade pe tron cu mine. Poți să-L aplauzi pe Iisus Hristos. Ai stat vreodată pe un tron? Ai stat vreodată pe un tron? Te-ai așezat vreodată așa pe scaun lângă Iohannis? Cum te-ai simțit? Eu mi-am făcut odată o poză cu un ministru. Ministrul apărării pe vremea respectivă. Mamă, selfie. Când mă vedeam cu el, câte o poză. Astăzi cu ministrul apărării. Eram acolo cu el. Și mă simțeam, wow! Dar tu să te simți acolo pe tron cu ei, asta spune, o să predic curând, 7 taine despre ceri descoperite în Apocalipsa. 6 una dintre ele, vei șade pe tron cu Iisus Hristos, ne zice în Apocalipsa. Aleluia! Nu te vrea în ea, nu te vrea acolo în Matei 25 cu 41, mă auzi? Nu te vrea acolo. De-aia a venit cu disperare și a predicat cu foc. De-aia a venit și n-a dormit, nu știu cât dormea pe noapte. De-aia se trezea la 4-5 dimineața când răsărea soarele și intra în rugăciune pentru cei pierduți. De-aia a murit pe cruce, de-aia a suferit atât. De-aia nu s-a dat jos de pe cruce pentru că el știe iadul. L-a văzut, îl cunoaște, e real. Eu dacă ți-aș spune că dacă ești pe poarta aia, este un câine turbat care vrea să te muște de picior, că m-a mușcat, că l-am văzut, că m-a alergat, mai crede? Dacă nu mai crede, te-ar mușca. Iisus a văzut iadul, dar te vrea în rai. Glorie lui Iisus Hristos. Aplauze pentru El, hai, pentru El, pentru El, că pentru El sunt glorificat să fie Dumnezeu. Vina de a nu ști. Ne întoarcem la Matei 24. Îl vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. El îi va trimite pe îngerii săi cu trâmbițe răsunătoare și îi vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi de la o margine a cerurilor până la cealaltă. În versetul ăsta nădăjduiesc. Iată, două versete în antiteză. Vreau să te întreb, vrei Matei 24 cu 31 sau 25 cu 41? 24 cu 31 sau 25 cu 41? Știți ce e în ele, nu? Știți ce e în ele? Cine vrea de aici 24 cu 31? 24 cu 31 pentru toată biserica, glorificat să fie Dumnezeu. Asta vreau pentru tine. Cu asta te binecuvintez. Matei 24 cu 31. De acum încolo când vă vedeți să vă ziceți Matei 24 cu 31, te vreau acolo. Te vreau adunat de Dumnezeu. Nu te vreau în Matei 25 cu 41. Nu te vreau să zică Iisus, blestematule, pleacă de la mine în focul cel veșnic pregătit diavolului, ci te vreau adunat de îngerii lui Dumnezeu și dus în slavă acolo lângă Hristos. Amin? Ce nădejde și ce speranță! Și Iisus continuă acest capitol 24 și zice, fiți atenți, 37, 38 și 39 și continuă. Și zice, cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, a idoma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie. Și cuvintele astea mă înfioară. Cuvintele din 39, lasă 39. Și n-au știut nimic.
Nu interesează, nu vor, vin adea, nu știi nimic, eu nu știu nimic. Pe mine nu mă interesează când vine Dumnezeu. Eu vreau să mă căsătoresc, eu vreau să mă însor, eu vreau să-mi fac o casă. Oameni care pleacă în străinătate și care își abandonează familiile că își pun nădejdea niște zdrențe de pe pământ. Oameni care abandonează relația cu Dumnezeu că au primit ore suplimentare la muncă, care n-au timp de Dumnezeu. Ei nu știu nimic, domnule. Vine Domnul, n-am știut. A venit Domnul, ce e sus pe cer? Vine Domnul, n-am știut. De ce n-ai știut? Pentru că în inima ta erau alte lucruri. În inima ta erau gunoaiele pământului acestuia. Le avem, ni le dă Dumnezeu. Dar în momentul în care gunoaiele astea de pe pământ ne iau locul relației cu Dumnezeu, ne-au devenit idoli. Dumnezeu poate să-ți dea casă, poate să-ți dea mașină, poate să-ți dea binecuvântări și tu, cu toate astea, tu să fii nelipsit din casa lui Dumnezeu. Amin? Să fii nelipsit de la nopțile de rugăciune, nopțile de veghe, să fii nelipsit de unde te trimite Dumnezeu. Poți să ai. Și vă dau aici două exemple, le-am găsit și am găsit această antiteză și mi s-a părut incredibilă. Că aici e despre versetul din Matei 13 cu 22, te rog frumos, Andrei, Matei 13 cu 22 și ne apropiem ușurel de încheiere, zice, sămânța, fiți atenți, citiți, vă rog frumos, deschideți-vă ochii și uitați-vă la acest verset că e înaintea voastră. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar ce? Îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor, ce fac oameni buni? Și ce ne zice aici Biblia? Și sărăcia și bogăția te pot duce în iad dacă n-ai grijă. Când Dumnezeu îți dă cât îți dă și tu te crezi bogat, îmi spunea sora mea, cu fratele meu, cumnatul meu, și-au făcut o căsuță și pentru că și-au făcut căsuța asta și mai au de făcut la ea, au rămas fără bani și ei tot discută, au datorii, au rate la bănci, tot au plătit gresie, faianță, ce au plătit și au stors economiile și au rămas fără bani și ei au spus mereu copilului, n-avem bani, ăsta vrea la munte, la mare, ce-o vrea el, jucării și părinții tot i-au spus, mă, n-avem și aseară se ruga copilul ăsta de câțiva anișori și știți ce a spus? Doamne, îți mulțumim că suntem săraci, da bine. Doamne, suntem săraci, da bine, Doamne. Sărac, da bine. Poți să fii și bogat, da bine. Poți să fii și bogat, da bine. Și am spus-o mereu, a fi bogat nu e un păcat. Și nici a fi sărac nu e un păcat. Că bogații zic că săracii-s blestemați că n-au și săracii zic că-s blestemați bogații că și-au pus nădejdea în bogății. În Biblie avem bogați cu Dumnezeu și avem și oameni care au umblat ca așa și-au ales calea. Sau că atât le-a dat Dumnezeu și a umblat cu mulțumire. Suntem bine, Doamne. Că ne dai sau nu ne dai, suntem bine. Pavel zice, știu să trăiesc și în sărăcie și în belșug. Și apoi zice, pot totul în Hristos care mă întărește, glorificat să fie El. Pot și în una și în alta. Zice, au unecat și bogăția și sărăcia și îngrijorările, dar și înșelăciunea bogăților. Au unecat cuvântul și n-a crescut. De ce nu mai vii la biserică, frate? Am afaceri. De ce nu mai vii la biserică, frate? Am ore suplimentare, că nu mi-ajung banii. Lasă-L pe Dumnezeu să suplimenteze venitul tău, amin? Și lasă-L pe Dumnezeu să se ocupe de afacerile tale, că tu când ești plecat și vii la casa Domnului, mai mult îți vor spori afacerile, amin? Crezi asta? Glorie lui Iisus Hristos! Vă citesc două exemple. Primul este despre Imelda Marcos. Femeia asta are acces la miliardele trezoreriei naționale din Filipine. Este căsătorită cu președintele Republicii Filipine. A plecat într-o mică călătorie de 90 de zile în Roma, apoi Copenhaga și New York și a cheltuit 3 milioane de lire sterline pe pantofi, poșete și mărunțișuri. Și am spune, o femeie pierdută. Dacă nu-L are pe Hristos, da. Dar azi să vă mai dau un exemplu. Hetty Green nu le permitea copiilor ei să facă baie cu apă caldă. Își ținea copiii doar cu biscuiți. Deci singura hrană pe care o aveau copiii ei erau biscuiții.
când și-a sucit glezna unul dintre băieții ei, l-a îmbrăcat în zdrențe și s-a dus cu el la spitalul săracilor ca să nu plătească niciun fel de taxe. Și am spune noi, ce femeie amărâtă. Știți cât câștiga pe an femeia asta? 7 milioane de dolari. În condițiile în care venitul mediu pe an pentru un american e 490 de mii de dolari. Aproape ca în România. Nu? La noi în lei, nici măcar. 7 milioane câștiga femeia asta. Însă era obsedată după bani. Era obsedată să strângă. Una era obsedată să cheltuie și să aibă, alta era obsedată să strângă. Și unul și altul, sau și una și alta, a necat cuvântul în iubirea de bani, în materialismul și nimicurile lumii acestea. Repet, poți să ai și Dumnezeu să te binecuvinteze, dar inima ta să fie legată de Dumnezeu. Sau poți să n-ai, să fie împrejurări în care să n-ai și inima ta tot de Dumnezeu să fie legată. Zice, veți arde! Veți arde și voi cei care n-ați știut nimic, că n-ați vrut! Că n-ați vrut! Stăteam și mă gândeam că am pus, fără să ne dăm seama, un semn cu Biserica Profides la intrarea pe unde intră toți ăștia la concertele astea mari care au loc în Romexpo. E un semn mare, alb, și scrie cu roșu Biserica Profides. E aici, la intrarea la X-Factor, vis-a-vis de noi, este emisiunea X-Factor și toate emisiunile astea celebre de la Antena 1. Da? Sunt aici vis-a-vis de noi, vedetele trec pe aici prin față, concurenții trec pe aici prin față, toate castingurile pentru emisiunile lor au loc aici în fața noastră, câteodată e puhoi de mașină și de oameni, scrie aici Biserica Profides, scrie pe poartă Biserica Profides, Dumnezeu îți trimite oameni, Dumnezeu îți trimite avertizmente, îți trimite mesaje, e cineva în viața ta. Ieri m-am întâlnit, v-am spus, la piscină cu un tânăr, i-am prezentat Evanghelia. Dumnezeu îți trimite și în mijlocul piscinei un pastor să zică de Dumnezeu. Îți trimite oriunde te duce, nu scapi în gropă de șarpe, nu scapi de mesajul Evangheliei care zice, întoarce-te ca să nu arzi. Amin? Și dacă vei muri, fără să știi, domne, n-am știut, nu este vina lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ți-a trimis mesaje în fiecare zi. Amin? Dumnezeu ți-a trimis mesaje în fiecare zi și vreau să dau la ultimul verset din această seară. Cred că vă mai puteam predica pe puțin o oră cu ce am scris aici, dar poate continui altă dată. Vreau să vă dau un mesaj din Iuda, să vedeți ce frumos ne spune acest apostol plin de dragoste și ne zice așa. Iuda 1, 22 și 23. Și fiți atenți. Iuda 1, 22 cu 23 zice... Mustrați pe cei ce se despart de voi. Și 23, căutați să mântuiți pe unii, făcând ce? Smulgându-i din foc. De alții, iarăși, ce? Fie vă milă cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne, adică idolatria lumii, idolatria lumii. Dar țineți minte, oameni buni, vă bucurați astăzi la mesajul acesta că știți că sunteți scutiți de focul despre care am predicat. Însă trebuie să vegheați până la sfârșit, amin? Dar vreau să rămâneți cu acest mesaj. Căutați să mântuiți pe unii smulgându-i din foc. Pe cine ți-ai propus să smulgi din foc în zilele care urmează? Știi ce înseamnă să smulgi din foc? Știi ce înseamnă să smulgi din foc? Să-mi bagi mâna după el. Te arde, o să te doară. Îmi scrie ieri o soră din Biserica Profides să-și ceară iertare pentru un tânăr pe care l-a dus la biserică și care a greșit. Și îmi dă dita mai mesajul, atâta mesajul, că mi-a luat nu știu câte minute să-l citesc, și îmi zice, frate Tony, vreau să-mi cer scuze de greșeala acestui tânăr. Îmi cer scuze în numele lui Iisus Hristos. Chiar îmi pare foarte rău. Și îmi spune, dar vreau ca pe tânărul acesta să-l mustrăm cu dragoste, ca să nu se piardă, că mă doare pentru el, frate Tony, că așa am suferit pentru el și nu vreau să se piardă. Frământat, vă dați seama, frământat pentru un tânăr pe care l-a dus la Biserica Profide și la Biserica lui Hristos.
frământat pentru păcatele altuia, frământat cu căderile altora. I-am dat un mesaj acestei surori și am spus, nu trebuie să-ți cer scuze, dar după aia mi-am dat seama că femeia asta simte durerile nașterii unui prunc în Hristos. Bagă mâna și smulge și pe alții. Dumnezeu ți-a dat influență. Dumnezeu ți-a dat putere. Vreau să ne ridicăm în picioare. În primul rând vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu că ai auzit ce alții încă n-au auzit și că ai șansa să scapi dacă te întorci la Dumnezeu cu toată inima. Astăzi, cel puțin 6 persoane erau pe listă, 5, dar la slujba a mai venit un bărbat și poate mai sunt și mi-a zis, frate Toni, ți-am dat un mesaj, dar nu l-ai văzut, mi-a intrat în spam, pe Messenger sau unde l-a scris, nu l-am văzut că nu mi-a intrat, zice, frate Toni, ți-am dat un mesaj că vreau să mă botez și eu. Astăzi scap de foc, omule, dacă te ții de hainele albe pe care le îmbraci în numele lui Iisus Hristos. Astăzi scap de foc. Vreau să ne rugăm. Ne rugăm cu biserica și înconjurăm casa poporului și mergem și ne rugăm, după ce ne rugăm aici o oră jumate, două ore, mergem și acolo și ne mai rugăm o oră jumate, două ore, ne rugăm miercuri, nu știu, între 3 și 4 ore, ne rugăm pentru salvarea oamenilor, ca să-i smulgem din foc în numele lui Iisus Hristos. Iuda, acest apostol iubit de Iisus Hristos, strigă la noi și zice, fie-vă milă și căutați să smulgeți din iad oamenii. O, Tată, dăm râvnă, vreau să smulg cât mai mulți. În fiecare zi mă rog pentru biserica asta să crească, dar nu spre mândria și orgoliul nostru, ci să crească cu oameni smulși din foc, să crească cu oameni răscumpărați de Dumnezeu, să crească cu oameni care îi spun da lui Iisus Hristos, oameni care vor moșteni cerul, poate înaintea bogătanilor și poate înaintea vedetelor și poate înaintea tuturor de pe pământul acesta care s-au încrezut în ei și nu l-au acceptat pe Iisus ca mântuitor. Îți dai seama să ajungi în cer? Tu, poate un om simplu și smerit și să vezi că acolo nu sunt oameni mari care nu s-au încrezut în Dumnezeu ci și-au pus nădejdea în mândria lor. Dacă ai probleme cu mândria în seara asta, mă rog și spun, Doamne, zdrobește-ne mândria. Zdrobește-ne mândria pentru că vrem să te acceptăm ca Domn și Dumnezeu. Zdrobește-ne mândria pentru că vrem să te mărturisim pe tine, să nu ne mai fie rușine cu numele tău, să profităm de fiecare ocazie în parte de a te vesti pe tine, să profităm, Dumnezeule. O, fă-mă un evanghelist acolo unde mă trimiți, fă-mă un vestitor al cuvântului pentru că vreau să-i smulg și pe alții din focul acesta, Dumnezeule, să le spun că problema nu e încălzirea globală, ci problema este dacă va arde pământul cu noi pe el, pentru că mireasa va fi luată la ceruri, dar pământul acesta cu oamenii nelegiuiți vor arde ca o miriște plină de paie, așa va arde pământul, ca o miriște plină de paie. De-aia compară Iisus Hristos și zice, dar pleava o voi arunca în foc și grâul îl voi lua în grânarul meu. Eu vreau să fiu grâu în acea zi măreață pentru mine și biserica ta. Eu voi fi grâu, dar vreau, Dumnezeule, ca tot mai mulți, Dumnezeule, pe care îi întâlnim să fie transformați în grâu. O, Dumnezeu face o minune, ceea ce nu s-a văzut pe niciun câmp de agricultură. Din pleavă Dumnezeu să facă grâu. Poate ai fost o pleavă nefolositoare pe care nici vitele nu o mănâncă, o pleavă pe care o spulberă vântul și pe care la sfârșit agricultorii o ard ca să are un nou, pentru o nouă însămânțare. O, mă rog să fii transformat din pleavă în grâu și să intri în grânarul lui Iisus Hristos și asta îți va da pace, asta îți va da liniște, asta te va face să dormi liniștit, asta te va face să nu-ți mai fie frică de moarte, să nu mai ai nesiguranță și neîncredere în viața ta și să arzi pentru Dumnezeu, pentru că în ultimul rând și vreau să vă spun foarte clar, pământul cu tot ce este pe el va arde, pentru că biserica arde după Iisus Hristos. Și Iisus se va îndura de ea și o va lua acasă. Pentru că biserica arde după Iisus Hristos. Eu ard și de aceea pământul acesta va arde într-o bună zi. Pentru că ard după Iisus al meu și îl vreau mai repede. Ard după Iisus al meu și îl vreau mai repede. O, fă să crească focul arderii după tine. Arderea după tine. Roagă-te și cere iubire din Dumnezeu peste tine. Ne rugăm!